meserie ca să nopții. Avem plăcerea să vă oferim astăzi volumele 4 și 5. Seria Casa Nopții continuă într-un mod la fel de incitant cum a început. Este o carte bine scrisă, cu replici frumoase, cu vampiri interesanți, cu povești de dragoste, nu s-au mai puțin interzise. Am descoperit niște cărți pe care dacă le aveam când eram în școala generală sau în liceu, aș fi fost foarte fericit. Pe vremea noastră, nu acum mult timp, acum câțiva ani, nu existau și acum există și trebuie să profitați de ele. Indiferent că vorbim despre această serie, indiferent că vorbim despre alte cărți, despre cărți pe care vi le comandă profesorii la școală, vă rog din tot sufletul, citiți și veți vedea cum în interiorul vostru veți deveni niște oameni mai bogați și mai stabili și mai responsabili și cu un viitor mult mai luminos. Am foarte mare încredere în generația voastră. Sunt foarte fericit că sunteți aici la Târgul de Carte. De fapt, cele patru cărți lansate de editura Litera astăzi sunt fantasy-uri, dar sunt și Young Adult Literature, literatura pentru tineri adulți, deși, într-adevăr, perspectiva e aceea unei fete de 16, 17, 18 ani care trece prin tot felul de aventuri, printr-o poveste din asta care se cheamă Coming of Age, povestea formării unui personaj. E interesant și pentru băieți să citiți, de exemplu, Îngerul Nopții sau Damnare, pentru că personajele masculine de acolo sunt într-un fel niște personaje model. Ai ceva?